Sărmâna! Sărmâna! Ce faci, mamă? Ce faceți? Vă așteptam. Hai să vă pun să mâncați. Hai, oleac, mamă, că abia am ajuns. Nici mi-am descalțat. Păi hai, repede. Șoarele goale, burțele pline. Mamă, stai ok, dar abia și-am ajuns de acum gata bof la masă. Ce bof? Salată biof, poate ai vrut să zici. Cât să vă pun, ha? Eu aș dori doar un pahar de apă plată, dacă se poate. Ce apă, mă, fatu? Câte sarmale? Atunci, bine, hai, pune-mi mie două, trei de gust. Hai, cât să-i spun 12 și să-i fată, o spun vă 8. Au! Oh, păi de ce 12? Nici nu se simte gustul la 3? Știi ceva? Gusturile nu se discută. Păi, sarmalele sunt ca sămânțele, de la 3-4 numai te stârnești. Hai, mă duc să vă aduc să pun mai multe. O zic, când punem 8? Eu nu luam 8 nici la școală. Da, nici eu. Eu de asta luam 45. Am rămas cu urgent doar ca să nu mă îngraș. Da, mă, da, dacă mănânc 8 sarmale, îmi crapă stomacul. Ei, te faci tu că guștiuna și îți amintești după aia că ești vegetariană și spui că nu mai poți mănânci. Hai, luați și mâncați acum cât îți calde. A, să știți că eu mi-am adus aminte că sunt vegetariană, deci nu doresc. Și tu și mănânci ai fat-o? Din astea așa, mai o salată, mai un guacamole, de astea așa. Guacamole. Guacamole, da. Băi, maxim salată de maroli dacă vrei. Sau avocado. Avocado? Stai, că nu te dau în judecată dacă nu mănânci. Păi spun salată biof. A, nu, că are carne și nu. Și carne, tu n-ai carne destulă? Și carnea de pui e așa... Aia că spun o farfurie, că carnea de pui nu-i carne. Mă, Serchi, dar mai ta vrea să are fix așa, carnea asta, să mănânc atâta carne, vrea să mă îngrașe sau are ceva cu mine? Ei, și tu acum, până de Crăciun mamei îngrașă porcul, după Crăciun îngrașă copchii. Aici dacă spune cineva că ești gras ca un porc, e compliment. Plus că o tăită dita mai porcul. Ce vrei să fac cu el? Păi și vrea să mâncăm noi tot porcul în seara asta? Uite, băi, fată, ieși și mănânc. Ha. Bă, ia zi, mamă, cam câtă mâncare mi-ai făcut anul ăsta. Ei, na, cât am făcut? Am făcut și eu acolo 5-600 de sarmale, 15 kg de salată. Am mai făcut și vreo 20 de farfurii de piftie. Ca să și iei acolo. Păi și dacă ai musafiri, ce faci? Păi nu mă mai spărești tu acum, că nici nu știu dacă trec sărbătorile cu tă mâncare am. Păi și dacă vă rămâne mâncare, ce faceți cu ea? Dacă rămâne narnica, le duc la KFC-ul satului. Aveți KFC în sat? Păi da, avem KFC. Cârciuma lui Fănică Crâșmaru. Păi am barter cu el. Eu îi duc sarmale, el îmi dă băutură. Și dacă nu în cel mai rău caz, le duc la Mec. Mec? Magazinul lui Elena cu mătra. Dar Subway n-aveți aici în sat? Ba da, acolo sunt murăturile. Cum? Adică... Ce Subway aveți aici? Subway în Bești, dar și nu știe engleză. Eu vă zic sincer că noi nu mâncăm atâta, nici în 3 luni nu mâncăm atâta. Voi vă permiteți, că la voi în oraș nu bate vântul, dar eu dacă mă duc așa pe când, mă e vântul pe sus. Hai, ați terminat din farfurie, că mai am cozonaș, piftie, ou umplute. Umplute cu ce? Cu alte ouă, cu muștar. Eu minunăție și nu văd Parisul. Oh, dar văd că le aveți la zi cu zi calele. Nu mă, nu, Parisul e un moșneag orbit la noi din sat. Mihai alu Paris. Oh. Și dacă ăla nu vede, înseamnă că nu a văzut Parisul, la asta se referă. Hai că mă duc să vă aduc. Auzi, Serghei, dar totuși eu nu prea mâncat nimica. Hai dacă tot plecăm acum, să dăm comandă de o pizza, de ceva. Stai mă, ce ai zis? Mergi să mâncați la restaurant? Păi de și mă? Păi știți, na, acolo se servește altfel, păi, dar dacă nu la un restaurant, mâncă la un Mec. Dar și au mă acolo așa de bun. Au salate. Păi și eu n-am salat. Biof. Au pui. Și pui n-am eu, găini n-am. Au burgeri. Și eu pâine cu chiftele n-am, mă. Păi da, voi mâncați numai la ăștia care au scump? Lasă când fac eu magazin și eu vând numai bio. Și îmi fac și eu Mec răcituri, Mec cârnați, Mec chișcă. Și la final Mec plătește. Și se numească la Mec. La Mec? Peste ce înseamnă? Că tot trebuie în drive-thru. N-ai putut să mănânci sarmale. Ce să fac, n-am. Hai, la drive-thru. Sărmâna! Sărmâna! Bună ziua! Sărmâna! Sărmâna! Bună ziua! Bine ați venit la Mec. La Mec? La mama ei și crapă. Cu ce vă servesc? Am dorit un meniu sarmale cu băutură vin de casă și un meniu salată beof cu băutură apă din găleată. Da. Altceva ce vă mai dau? Un desert? Și aș dori și un meniu de Mec piftie. Din păcate nu mai avem. Eu ce să-ți fac, când a fost moca, n-ai vrut. Acum cu bani, nu mai prins. E, nu, atunci a lăsat. Nu te vreau piftie. Păi, dar parcă spuneai că nu-ți place și că nici nu e așa de bun la gust și cu oricum nu mănânci carne. Ai, și tu acum nu știi cum e român, când e moca nu-i bună, dar când ai un ban, alt gust are.